Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Tot în București rămâne, în pasajul de la doamna Ghica. Băi, ești fier pe pasaje astăzi, da. Mai lasă-mă, ce s-a mai întâmplat, plouă și acolo. La colegul Luca, la doamna Ghica. Da, acolo, știu, e nenorocire. Da, e urmărit de ghinion, se lucrează de vreo 4 ani, mai mult se stă decât se lucrează, dar în fine a pornit în 2019, se încheie în 2020, în luna mai, la alegeri. Bă, dar trebuie să recunoști, uite ce ambiție, știi, adică am început în 2019, am zis, facem un pasaj într-un an. Ceea ce pentru România ar trebui să fie o performanță, da. Doamna Firea a pus atunci unul dintre cele mai mari PNR, meșuri, sau cum se cheamă, pe care le-am văzut în viața mea, era cât un bloc. Da. Aici facem pasajul, nu știu pasaj. Cum, până... Aici e pasajul dumneavoastră. Exact. Uh-huh. Și era se încadrase în record. Eu nu înțeleg de complicat. Durata construcțiilor. Pasajul de la Aerogării, care este aici la intrarea în București, dinspre Băneasa, este practic un șanț cu capac. Nu este altceva. Dar și ăla a durat... 2 ani și ceva. 2 ani și ceva, că știu că noi ne mutasem, am avut ghinion atunci. Am avut undeva în Dorobanți prima dată sediu, și când ne-am mutat cât am stat acolo, se reabilita Ștefan cel Mare. Da. Au scos șinele de tramvai, circulația era ceva imposibil. După care ne-am mutat la Băneasa, aici, și se făcea pasajul ăla. A fost ceva... Bun. Senzațional. Deci revenim la pasajul Ghica. Acum primarul Nicușor Dan, care a moștenit beleaua asta de la doamna Firea, spune că pasajul de la doamna Ghica va fi inaugurat totuși pe 1 septembrie. Trebuie să pregătim niște aplauze, ceva. Fanfară, suflător, nu știu ce. Asta e vestea bună. Vestea mai puțin bună e că același nefericit pasaj s-ar putea să fie spart peste 2-3 ani pentru montarea liniei de tramvai. Este incredibil. Cum ar fi asta, mă? Da. Deci trebuie pusă linie de tramvai. Și nu se poate pune acum. Deci va fi gata pasajul și peste... Deci pasajul e cu linie de tramvai proiectat? Nu e proiectat, nu, cu linie e de fără tramvai. Linie. Linia de tramvai ar trebui să treacă pe acolo, dar n-a fost prins în proiect. E de sub linia. Înțelegi? Păi și de ce îl termină? E una, dar trebuie să fie făcut o linie de tramvai Berceni-Pipera. Și de ce nu îl adaptează acum? Pentru că a explicat domnul primar, așa e proiectul. Nu există studiu de fezabilitate pentru montarea șinelor de tramvai. Și dacă pentru bulevardul Prelungirea Ghencea, de exemplu, sectorul 6, montarea liniei de tramvai nu ridică probleme pentru că există suficient spațiu pentru cele două șine, pentru pasajul de la doamna Ghica, singura soluție pentru asigurarea transportului în comun cu tramvaiul este montarea șinelor de abia după 2-3 ani, când va fi gata și studiul de fezabilitate pentru traseele Berceni-Pipera. Deci, înțelegeți cum se lucrează? Este aceeași veche problemă. Cumva... Nici nu-mi dau seama cine, administrațiile care se gândesc la dezvoltarea orașelor. Probabil că nu s-a gândit nimeni. Cine a zis, hai să facem un pasaj aici, că ar face bine la trafic. E cum se întâmplă cu șoselele care trebuie reasfaltate. Vine freza, ia asfaltul și după aia 2 luni stă șoseaua frezată, pentru că aparent nu s-a gândit cineva că dacă iau asfaltul de acolo, trebuie pus altul la loc și lucrul ăsta poate fi făcut a doua zi, ce îl lasă să se matureze? Sau care este problema? Nu înțeleg. Mie mai nasol mi se pare când asfaltează o stradă și la 2-3 luni vin și o sparg toată că trebuie să pună... Adică nu că s-a stricat ceva. E tot o lucrare de infrastructură. Exact. Dom'le, ne-am hotărât să tragem gaze. Exact, asta este situația aici. Da. Exact asta se întâmplă. Fac pasajul și peste... Adică știm că vor trebui puse... Și de ce nu blochează acum puțin lucrările? Că bănuiesc că dacă îți integrează și linia de tramvai în proiectul ăsta, ar fi... Nu, deja de 4 ani. Trebuie făcut studii de fezabilitate pentru toată linia, nu merge doar pentru bucata aia. Ți se pare că 4 ani sunt mulți pentru un pasaj de genul ăsta? Nu mai stai încă 4? Lasă-l, domnule, să facă și dânsul. Mai stăm încă 4. Ai nebunit? Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.